Protejăm planeta încă de mici. Știați că aproape 90% din conținutul coșului de gunoi poate fi reciclat și refolosit? Dănuț ne va explica de ce e vital pentru sănătatea planetei să reciclăm. Deșeurile care se duc la groapa de gunoi în timp ce se descompun emit un gaz numit metan, care contribuie la poluarea aerului. Pe un singur kilometru pătrat de ocean, plutesc în jur de 18.000 de containere de plastic. O tonă de hârtie recuperată salvează 17 arbori maturi, care produc în fiecare oră oxigenul necesar pentru 900 de oameni. Plasticul se descompune în 500 de ani. Prin arderea plasticului se elimină substanțe care produc boli de plămâni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii și sângele. Pungile de plastic nu sunt biodegradabile. Odată ajunse în ocean, aceste pungi determină moartea animalelor marine care se încurcă în ele sau le înghit. Sticla are nevoie de 1 milion de ani pentru a se descompune în bucățele mici. Dacă reciclăm o doză de aluminiu, vom economisi energie suficientă pentru producerea altor 20 de doze reciclate. Gropile de gunoi afectează mediul înconjurător prin simplul fapt că ocupă spațiul ce în mod normal ar fi fost alocat pădurilor sau câmpiilor, unde multe animale trăiesc.